Luca, felicitări pentru calificarea la turneul final după turul de elită din Croația. Cum au fost cele trei partide de acolo? Mulțumesc frumos, au fost niște meciuri foarte dificile, deoarece a fost și o grupă foarte echilibrată și toți ne-am dorit calificarea și ne bucurăm că am reușit-o. În primul meci, o pasă de gol pentru tine? Da, mă bucur că mi-am ajutat echipa și că am reușit să câștigăm acel meci. Ai evoluat în toate cele trei partide, revii la forma ta? Încerc să-mi revin ușor-ușor, am lipsit o perioadă destul de lungă, mă bucur că am reușit să-mi revin și sunt pe o cale bună. Generația din 2019, la Under 21, a ajuns în finale. Voi acum ce vă propuneți la turneul final? Ne propunem să ajungem cât mai departe, dacă putem să le egalăm performanța și de ce nu chiar să îi și depășim. Și atunci au fost foarte mulți jucători produși de Academia de Fotbal Gheorghe Hagi, acum la fel sunteți foarte mulți la lot. Da, după cum a obișnuit domnul Hagi să trimită foarte mulți jucători la echipele naționale de juniori, de la U15 până la U21, suntem o academie foarte bună și se vede că producem. În finalul acestui sezon urmează meciurile decisive la Farul și în Liga 3-a, visezi și la Prima Ligă? Da, vă dați seama, doresc să revin în Prima Ligă, să și marchez dacă se poate și să am o formă bună. Ștefan, calificarea la Euro 2022 cu reprezentativa Under 19, un turneu reușit în Croația. Da, bună ziua, suntem fericiți că am reușit să obținem această calificare pe deplin meritată și sper să facem o figură cât mai frumoasă la campionatul european din vară. Tu ai evoluat în două dintre cele trei meciuri, în primul și în ultimul. În primul ai fost coautor la trei dintre golurile marcate Georgiei. Da, sunt mereu fericit când pot să-mi ajut echipa cu goluri, cu pase decisive și asta am făcut în meciul cu Georgia și asta încerc să fac meci de meci. Pentru turneul final va fi dificil, dar cu siguranță vă propune să depășiți performanța reprezentativei Under 21 din 2019, când atunci cu foarte mulți jucători de la Academia Hagi au ajuns în semifinale, băieții. Da, performanța celor de la Under 21 a fost una excepțională și sper să putem să, nu știu, să facem aceeași figură la fel de frumos cum au făcut-o și ei. Pentru finalul actualului sezon, ce îți propui, meciuri și în Liga 1 și Liga 3, Liga Elitelor? Da, eu pot să spun că oriunde aș juca, pot să dau mereu 100% și sper să prind cât mai multe meciuri la Liga 1. Răzvan, felicitări pentru calificarea la turneul final Euro 2022 cu reprezentativa Under 19. Tu ai evoluat în primele două meciuri din Croația. Da, mulțumim. A fost un turneu foarte bun, că am reușit să câștigăm primele două meciuri și să ne calificăm. Sperăm la Euro să facem o figură cât mai bună. Care meci s-a părut mai dificil? Cel cu Georgia sau cel cu Croația? Cel cu Croația, normal. Erau favoriți în prima fază, dar se pare că au luat ultimul loc. În urmă cu 3 ani, reprezentativa Under 21 a ajuns în semifinale, au fost foarte mulți jucători de la Academia Hagi și la voi sunteți la lotul Under 19 mulți jucători de la Academia Hagi. Ce vă propuneți pentru turneul final? La fel ca și la turneul acesta de calificare, să luăm meci cu meci, să câștigăm și să sperăm că ne vom califica și la campionatul mondial. Ar fi o performanță extraordinară. Normal, sperăm acest lucru. Pe plan personal, acum, în finalul actualului sezon, ce îți propui? Mai sunt meciuri decisive acum? Păi da, avem acum cu Albești pentru intrarea în play-off la Liga 3 și la juniori, la fel, să câștigăm cum o facem an de an.